Salunațiune și îți bun venit la un nou clip! Bun venit la un sfârșit de drum de data aceasta, la sfârșitul unui proiect parfumistic început cu exact un an de zile în urmă. Vorbim despre Săptămâna Parfumată Gavo, vorbim despre ultimul episod din această serie, episodul numărul 52. Se împlinește exact un an de zile de când am început acest proiect, un proiect parfumistic dedicat, dacă vreți, întregii perioade a unui an de zile, dedicat celor 52 de săptămâni dintr-un an de zile. Oferindu-vă câte două recomandări pentru fiecare săptămână în parte, a fost o plimbare pe parcursul unui întreg an, o plimbare prin toate anotimpurile, prin toate săptămânile și implicit am încercat să vă recomand parfumuri de cea mai bună calitate pentru specificul fiecărei săptămâni, ținând cont de temperaturile de afară, ținând cont de sezon și așa mai departe. Bun, astăzi marcăm finalul acestei serii, deși aș putea să continui și să mă duc mai departe și-ar pierde rostul, sincer să fiu, proiectul fiind gândit doar pentru perioada unui an de zile. Un alt lucru pe care vreau să-l menționez înainte să începem să vorbim despre parfumurile acestei săptămâni, este faptul că, pe partea de decantare, după cum bine știți, de la 1 ianuarie a intrat în vigoare programul de loialitate, programul de fidelitate GAVO, care presupune niște discounturi foarte, foarte mari la partea de decantare pentru o anumită categorie de clienți. Totodată, cu această ocazie, vă anunț promoția anuală pe partea de decantare, în ceea ce privește această activitate: și anume, pe perioada întregului an, 2022, discountul față de prețul din listă este de 5% în fiecare lună. Pentru clienții obișnuiți, pentru clienții care fac parte din categoria clienților fideli sau din programul de fidelitate, discounturile încep de la 20% și până la 30% plus alte bonificații în funcție de nivelul, hai să zicem, sau de gradul pe care îl ocupă fiecare dintre acești clienți. Pentru că și acolo există o departajare făcută după anumite criterii. Dacă vreți mai multe informații, căutați clipul de luna trecută în care v-am vorbit despre acest program de loialitate și aflați acolo absolut toate detaliile care vă interesează. Ce este de reținut? Pentru clienții obișnuiți, pentru publicul general, discountul nu va fi mai mare de 5% pe perioada acestui an, excepție fiind Paștile și Crăciunul, când va fi discount 10%. Bun, hai să începem. Primul parfum din această ultimă săptămână parfumată vine de la Mugler, vine din seria Les Exceptions și este desigur nebunia asta curată pe numele său Supra Floral. Un parfum absolut încântător din punctul meu de vedere, un parfum de foarte bună calitate, un parfum floral cum și numele îți indică, dar are ceva aparte. În primul rând, compoziția, care este extrem de simplă, doar trei elemente se regăsesc în acest parfum, care a apărut în 2014 și care este discontinuat, pentru cei interesați, la fel ca întreaga serie, și anume zambilă, tămâie și ambră. Astea sunt cele trei ingrediente listate de către cei de la Mugler, când vine vorba despre supra floral. Deși ai fi tentat să crezi că este un parfum eminamente feminin, nu este absolut deloc. Este un parfum unisex, ba chiar, din punctul meu de vedere, are valențe, destul de masculine și asta tocmai datorită unor tonuri extrem de verzi și de herbale pe care le reîntâlnești în suprafloral. Un parfum în care nota de zambilă, o notă florală foarte frumoasă, este nota dominantă. Te-ai aștepta să fie foarte puternică nota de tămâie, dar nu este. Este o tămâie foarte delicată, foarte aerată, care vine, dacă vrei, și oferă un pic mai multă eleganță și un pic de masculinitate. Și ai de asemenea și nota aia de ambră care undeva, la un moment dat, în desfășurarea vieții acestui parfum, reușește să încălzească puțin compoziția, reușește să o dacă vreți, din punct de vedere al tonurilor verzi herbale, care sunt extrem, extrem de puternice. Și în mod neașteptat, deși este un parfum floral, eminamente floral, ăsta este un parfum care performează fantastic de bine longevitate foarte bună, proiecție incredibilă în primele trei ceasuri, cel puțin la nivelul pielii mele, pentru că acolo mă raportez întotdeauna când vorbesc despre acest tip de produse, dar și un siaj foarte, foarte bun. Un parfum pe care dacă aș putea să-l descriu în câteva cuvinte simple, l-aș descrie astfel. Primăvară în sticlă. Exact așa miroase parfumul ăsta primăvară în sticlă. Un parfum pretabil pentru acest anotimp dar pe care poți să-l porți lejer fără niciun fel de probleme vara, în mod deosebit seara, nu neapărat ziua în căldura aia absolut uh, ucigătoare. Toamna, în mod deosebit, dar și iarna, pentru că eu l-am purtat iarna și n-am avut absolut nicio problemă din punct de vedere al mirosului sau din punct de vedere al performanței. Note excelente, combinație excelentă, un parfum excelent dacă iubești genul ăsta de combinații de note, un parfum care denotă eleganță, un parfum care denotă bun gust, dar care totodată denotă și un fel de, hai să zicem, rebeliune din partea celui care îl poartă. Pentru că tonurile alea verzi și herbale îți conferă oarecum aspectul ăsta ușor sălbatic, când vine să zic, tocmai de aici probabil și folosirea termenului de rebel. Un parfum excelent în orice caz. Vă recomand să puneți mâna pe aceste parfumuri din colecția Lez de Excepțiunea celor de la Mugler, cât încă se mai poate, pentru că toată colecția este discontinuată și ele oricum se regăseau și se regăsesc destul de greu la vânzare. Dar, repet, ăsta este primul parfum, parfumul de peste zi, parfumul de zi cu zi din această ultimă săptămână parfumată. Și cel de-al doilea parfum este o altă frumusețe, o altă bijuterie, dar de data aceasta cu o combinație extrem de interesantă, extrem de frumoasă, în primul rând, dintre două note în mod deosebit, și anume nota de coniac și nota de lavandă. Vorbesc desigur despre Cooper Square de la Bond No. 9. Dumnezeule cât este de frumos parfumul ăsta. Un parfum masculin, un parfum de tip... Fugere, un parfum cu o compoziție foarte interesantă în care se regăsește nota de coniac, ai de asemenea boabe de ienupăr, ai condimente, ai mirt, ai lavandă, ai paciuli, ai olibanum sau tămâie, dar de asemenea ai lemn de cașmir, vetiver, mosc și labdanum. Elementul central al acestei compoziții este combinația aia extraordinar de frumoasă dintre nota de coniac și nota de lavandă asistată de o infuzie foarte frumoasă și foarte plăcută de boabe de ienupăr, după care din spate vine lemnul de cașmir, din cu vetiverul, dar uh, mirosul este absolut incredibil. I Ai fi tentat inițial să crezi că este un parfum extrem de sobru, de masculin, de întunecat, de, hai să zicem, bătrânesc într-o oarecare măsură, tocmai pentru că specificul său este de parfum de tip fujer, Însă, în mod surprinzător, parfumul se modifică foarte, foarte rapid și ceea ce rămâne este un oarecare iz de parfum de tip vintage bărbătesc, specific perioadei macho a parfumeriei bărbătești, în care lavanda era folosită din greu, printre altele dar extrem de contemporan, extrem de actual, extrem de, hai să zicem, modern, probabil ar fi cel mai propice termen pentru a descrie Cooper Square de la Bond Number no. 9. Nota de coniac nu este nota dominantă în această compoziție, din contră, nota de lavandă este elementul central, din preună cu boabele de ienupăr și cu lemnul de cașmir, asistate însă din spate, pe întreaga perioadă a purtării, de nota aia de coniac. Este doar o notă de suport, este doar o notă de sprijin, dar Dumnezeule cât de mult schimbă sau mai bine zis ce fațetă reușește să-i dea notei de lavandă și tonurilor de boabe de enobăr. Absolut încântător parfumul ăsta, un parfum cu o longevitate foarte bună la nivelul pielii mele, proiecția nu este un punct foarte, a zice că este per total, per general o proiecție de tip moderat, Siajul fiind de asemenea moderat, dar ținând cont că vorbim despre un fujer, hai să zicem, nu-ți dorești în mod neapărat să fie un parfum care să proiecteze fenomenal de puternic. Este un parfum din categoria Barbershop, deși ingredientele de la interiorul compoziției nu te prea duc cu gândul că ar fi un astfel de parfum. Însă nota aia de lavandă este excepțional făcută și este de o calitate foarte bună, este una dintre puținele note de lavandă pe care le regăsești cel puțin în ultimii ani, ca fiind de foarte bună calitate într-un produs de genul ăsta, preferatul meu, rămânând în continuare, dacă vreți, Aud Lavender de la Montal, care este pur și simplu cu totul și cu totul altceva. Ăla este uh, demență, <găgăt> uh, pur și simplu, ca și interpretarea a notei de lavandă și mai ales a naturaleții acestei note. Însă, pe locul 2 s-ar putea să se regăsească mai nou acest Cooper Square de la Bon Number no. 9, deși în colecția mea dețin foarte multe parfumuri cu această notă de lavandă, care mie, eu, unul personal, îmi place foarte mult. Un parfum foarte liniștitor, foarte elegant, în primul rând, un parfum care denotă foarte mult bun gust și maturitate de potrivă, un parfum de gentleman, a zice, acest Downtown Cooper Square, un parfum care din punctul meu de vedere poate fi purtat la ținută semiformală sau formală, la evenimente de viață importante, la prânzuri de afaceri, la întruniri de afaceri, dacă vreți, și în genul ăsta de scenarii. Din punctul meu de vedere ar putea și femeile să-l încerce, sincer să fiu, dar sunt ferm convins că dacă nu sunt familiarizate cu genul ăsta de interpretări, ale notei de lavandă, nu vor aprecia la maxim acest produs și probabil nu se vor simți, hai să zicem, atrase să poarte ele însele un astfel de uh, parfum. El este marketat ca fiind unisex, dar, uh, repet, ține strict de compoziția chimică a pielii fiecăruia și de modul în care parfumul se adaptează la aceasta. Drept urmare, recomandarea este să-l încercați uh, chiar dacă sunteți femei. Un parfum excelent, un parfum extrem de frumos, uh, versatil din punctul meu de vedere un parfum numai bun de purtat, primăvara, vara și toamna, dar repet, l-am purtat și iarna, n-am absolut nicio problemă, mai mult decât atât consider că în temperaturi moderat ridicate, proiecția poate să se îmbunătățească și după și siajul, tocmai pentru faptul că notele sunt încălzite de temperaturile de afară și implicit de temperaturile corpului uman, mai ales dacă ești în permanentă mișcare, dacă, nu știu, faci diverse activități comparativ cu modul în care o face în sezonul rece. Acestea sunt cele două parfumuri din ultima săptămână parfumată Gavo, vorbim despre Mugler, Les Exceptions, Floral și Downtown Cooper Square de la Bon Number no. 9. Două parfumuri care se regăsesc în lista de decantare. Pentru cei interesați de acest aspect, înscrieți pe adresa de e-mail gavohd.arondiahu.com Solicitați lista acolo și acolo discutăm tot ceea ce este de discutat despre aspectul numit decantare. Până atunci însă, eu vă mulțumesc pentru timpul acordat, vă mulțumesc pentru atenție, nu uitați programul de loialitate, fidelitate GAVO pe partea de decantare și ne vedem data viitoare când vorbim despre cu totul și totul altceva. Toate cele bune. Numai bine.